Când eram copil, eram un băiat mai plin de viață. Cum am fost singur la părinți, simțeam nevoia să ies în stradă la copii. Așa că mama și tata adesea trebuiau să găsească modalități de a mă tempera și uneori îmi promiteau câte ceva. Odată mi-au promis că, dacă sunt cu minte, când o să ia tata salariul, o să-mi cumpere o trotinetă. După câteva zile, în care încercam să fiu cel mai cu minte, le ziceam părinților mei, așa că astăzi este ziua de salariu? Cam așa suntem și în relația cu Dumnezeu. Avem promisiuni din partea Lui, dar nu avem răbdare să așteptăm împlinirea lor. Am vrea ca astăzi Domnul să împlinească ce ne-a promis. Am vrea astăzi să ne dea soția promisă. Am vrea ca astăzi să ne dea sănătatea promisă. Am vrea urgent să ne dea copilul promis. Și lista e la îndemâna fiecăruia. Ne temem adesea că Domnul nu se va ține de promisiune. Ne temem adesea că va fi prea târziu când Dumnezeu va împlini promisiunea. Dacă ne uităm în Scriptură, constatăm că Domnul a împlinit promisiunile făcute, numai că El nu le-a împlinit după calendarul nostru, ci după al Lui. Dumnezeu i-a promis lui Avram și Sarei că le va da un fiu și s-a ținut de promisiune. Este adevărat că Avram și Sara n-au prea avut răbdare și au vrut să grăbească împlinirea promisiunii. Dar asta este o altă problemă. Domnul i-a promis lui Iosua că îi va da cetatea Erihonului fără luptă și s-a ținut de promisiune. Iosua și armata lui au trebuit să aibă răbdare timp de 7 zile. Domnul i-a promis bătrânului Simeon că nu va muri până nu îl va vedea pe Mântuitorul și s-a ținut de promisiune. A așteptat o viață. Domnul i-a promis Martei că fratele ei va învia și s-a ținut de promisiune. Și ea a avut de așteptat. Așteptarea ei, chiar dacă pare scurtă, a fost dramatică. Domnul le-a promis ucenicilor că va trimite peste ei puterea Duhului Sfânt și s-a ținut de promisiune. Sunt câteva din evidențele pe care Biblia le aduce în atenția noastră. Dumnezeu, când promite ceva, face. Este adevărat că Dumnezeu are calendarul Lui, care nu este ca al nostru. Când Dumnezeu îți face o promisiune, nu te teme. Vine ziua când o va împlini. Tu așteaptă cu răbdare împlinirea acelei promisiuni. Tu crede că ce ți-a promis va face. Nu știu când, dar știu că o va face. Așadar, nu te mai îndoi și nu te teme. Domnul ce promite să știi că face. Există totuși o premisă. Dacă El a stabilit o condiție, trebuie să o îndeplinești pentru a avea parte de promisiunea Sa. Deseori invocăm promisiunile lui Dumnezeu fără să verificăm care sunt condițiile. Cu toate acestea, condițiile puse de El sunt parte integrantă în multe din promisiunile Sale și El așteaptă ca să le împlinim. Dumnezeu va îndeplini la rândul Său ce a promis dacă urmăm pașii simpli pe care i-a urmat și profetul Ilie. Credem promisiunea. Îndeplinim condiția. Ne rugăm perseverent, crezând că Dumnezeu își ține cuvântul. Și nu în ultimul rând, avem răbdare. Întrebare, ești împlinitor al condițiilor care însoțesc promisiunea pe care o invoci? Fă-ți partea și vei vedea că Dumnezeu își va onora cuvântul față de tine. Da, eu am spus și eu voi împlini. Eu am plănuit și eu voi înfăptui, spune Dumnezeu. Așa că nu te îndoi, ci crede.